Un jandarm de 40 de ani în comuna Constanțeană Lumina a fost găsit mort în garajul său. Lucra la Gruparea Mobilă de Jandarm Constanța și era unul dintre cei mai buni angajați. La fața locului au ajuns mai multe echipaje de poliție și ambulanțe. Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional. Medicii veniți la fața locului l-au găsit pe jandarm în stop cardiorespirator. Aceștia au încercat să-l resusciteze, însă fără niciun rezultat. Un bărbat în vârstă de 40 de ani din comuna Lumina, care a fost găsit decedat în garajul locuinței sale, prezentând o plagă tăiată la nivelul gâtului. Autoritățile nu exclud varianta unei sinucideri. Chiar m-a mirat săracul cum a putut să facă avirea un băiat de notat. Ce mă, bun mă, respectul că el era și tu. Și mă, că tu ne respectam, Doamne Dumnezeu. I-ați auzit vreodată să se certe? Nu i-am auzit să certe. Nimeni nu înțelege ce s-a putut întâmpla. Acesta se pare că nu ar fi avut datorii sau probleme familie care să-l facă să recurgă la un astfel de gest. Bărbatul a lăsat în urmă o soție și un copil de un an și 5 luni.